Da, putem începe. Stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni, am venit în fața dumneavoastră să vă prezentăm un proiect de lege care vine să modifice codul contravențional și codul penal, care vine să sancționeze anumite încălcări în construcție. Nu este departe timpurile când în apropierea noastră în Turcia a avut loc un cutremur, în urma căruia și-au pierdut viața câteva zeci de mii de oameni, iar acest lucru s-a întâmplat din cauza neglijenței și faptului că nu s-au luat anumite măsuri în raport cu dezvoltatorii, deci propriu-zis, s-au construit, deci fără anumite norme tehnice și cumva au fost încurajate deci acele încălcări care au fost deci făcute. Iar în apropierea acelor orașe care au fost distruse, au fost alte orașe în care s-au respectat normele deci, cu construcție și casele au rămas în picioare. Pentru a nu exista semne riscuri și pentru Republica Moldova, ca într-o bună zi, din cauza calității în construcție sau anumitor încălcări în procesul de construcție, deci, propriu-zise, noi am venit cu colegii modificarea, cum am spus, a codului contravențional și codului penal și, deci, propriu-zis, aceste modificări prevede atragerea la răspundere penal a celor care săvârșesc proiectarea ilegală a construcțiilor, deci, propriu-zis, atunci când nu ai actele și documentația necesară pentru a face proiectarea, iar proiectanții deja fac această proiectare ilegală a construcțiilor. 2. Autorizarea ilegală a construcțiilor sau desființării construcțiilor fără actele permisive. 3. Executarea lucrărilor de construcție neautorizată, deci propriu-zis construcțiile ilegale care se fac în sine. Apoi se autorizează actele post-factum după ce construcția este gata. Și ultimul, recepția finală a construcțiilor neautorizate cu sau fără deci încălcări. Colegul grădinarul Vasile o să vă dea detalii de mai multe despre acest proiect de lege, dar astea sunt prevederile principale prin care prevede proiectul de lege pentru a nu admite proiectarea ilegală, construcția ilegală, autorizarea ilegală și recepția finală a construcțiilor. Deci se introduc 4 filtre, deci propriu-zis, în procesul de monitorizare a procesului propriu-zis a construcțiilor. De aceea, deci noi ne dorim ca să avem în localitățile din Republica Moldova norme clare despre felul cum trebuie să se construiască, cu norme clare cum trebuie să se construiască pentru siguranța noastră, deci în primul rând. Domnul Grădinaru, vă rog să dați detalii mai mult despre proiectul decizie. Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei, stimați cetățenii Republicii Moldova. Desigur că încălcările despre care vorbea mai devreme domnul Carp, ele s-au întâmplat în afară și sunt foarte iminente și în Republica Moldova, în situația în care nu o să avem o intervenție preventivă. Și de ce spun preventivă? Pentru că astăzi în codul penal există un articol care sancționează încălcările ilegale, articolul 257, însă acesta fie nu prevede faptele ilegale la fiecare din etapele apariției construcției ilegale, fie este ca și cerință obligatorie a apariției anumitor rezultate infracționale sau a unor urmări, de exemplu, decesul persoanei sau cauzarea de pagube materiale. Și eu aici mă întreb, dar este normal ca să așteptăm ca să survină decesul persoanei, ca cineva acolo să moară, ca cineva să aibă prejudicii materiale? Sau poate este cazul să venim în prevenție, să prevenim aceste aspecte? Tocmai sunt de părerea că noi trebuie să prevenim aceste încălcări, trebuie să prevenim aceste consecințe și de asta am și elaborat proiectul de lege. Acum, aceste fapte infracționale care vorbeam mai devreme, proiectarea ilegală a construcției, autorizarea ilegală a construcțiilor, dare în exploatare a construcțiilor cu încălcări și respectiv executarea lucrărilor de construcție, nu trebuie să generalizăm, nu trebuie să credem că toate acțiunile sau toate încălcările sunt de ordin penal. Sunt încălcări și încălcări și noi înțelegem lucrul ăsta. De asta este foarte important ca să sancționăm penal cele mai importante. Și s-a vorbit despre încălcările principale. Încălcările principale sunt următoarele.
depășirea regimului de înălțime. Ori noi avem suficiente exemple în municipiul Chișinău în care clădirile sunt supraetajate. Fie că acest lucru a fost încălcare la nivel de autorizare de lucrări, fie că acest lucru s-a întâmplat prin discreția investitorului și atunci s-a clădit mai mult. Știți, probabil cel mai relevant exemplu, complexul de Alexandru cel Bun 115. A fost autorizat 7 nivele, s-au construit 12 nivele. Și este evident că riscul de prăbușire este iminent. Pentru că fundația nu este pregătită pentru o asemenea presiune, pentru o asemenea greutate și există risc de prăbușire. O altă încălcare foarte gravă care se admite și noi credem că este de o faptă penală este încălcarea elementului stradal. Ori noi știm, fiecare student la facultatea, la Universitatea Tehnică, când merge la domeniul construcției, știe foarte bine că linia roșie de asta este roșie, că ea nu trebuie încălcată. Și atunci când se încalcă acest lucru, desigur că vorbim despre încălcarea normelor minime de admisibilitate a utilizării spațiului public, obstrucționarea căilor de acces și crearea unor precedente similare. Aici avem iarăși cel mai bun exemplu, la nici un kilometru de Universitatea Tehnică unde se fac studiile la construcție, avem blocul de pe Cuza Vodă 5, unde este executat un proiect în construcție tocmai cu încălcarea acestor prevederi. O altă încălcare foarte gravă este depășirea indicilor de densitate normată a populației. Altfel spus, mai simplu spus, mușuroaiele. Da? Ați văzut în municipiul Chișinău o sumedenie de complexe locative unde pe o suprafață foarte mică de teren sunt construite numeroase blocuri în care oamenii se uită din geam în geam, în care oamenii nu au loc suficient pentru spații verzi, pentru teren de joacă și așa mai departe. Cel mai relevant și cel mai proaspăt exemplu, iarăși, este în apropiere de Grădina Botanică, complexul locativ unde urmează să fie construite 20 de blocuri cu aproape 20 de nivele, fără căi de acces, fără locuri în grădiniți și școli, fără infrastructură adiacentă suficientă și așa mai departe. Și aceasta este, iarăși, o faptă foarte gravă. Și ultima, desigur, încălcare foarte gravă este diminuarea distanței de la bloc la bloc sau de la construcție la construcție. Da? Iarăși vă dau un exemplu cel mai relevant, este cel de pe Dacia, pentru care Ivan Ceban a autorizat o construcție doar ca să-i repare subterana de la Taylor și astfel un bloc a fost construit atât de aproape de celălalt bloc din spate încât aceștia nu mai au acces la lumină. Deci ei nu au nici un minut soare pe zi. Doar pentru că Ivan a vrut să repare subterana din banii unui agent economic și nu din bani publici. Dar, desigur, toate aceste acțiuni sunt foarte grave, dar ele preiau o conotație și mai gravă atunci când ele sunt construite în spații cu destinație specială. Vorbim aici despre parcuri, vorbim aici despre zone de protecție a drumului, aici vorbim despre terenul monumentelor istorice și așa mai departe. Aceste fapte vin ca și agravantă la faptele despre care noi am vorbit mai devreme. Acestea sunt cele mai importante prevederi, aceste lucruri am vrut să le punctăm cel mai mult și în concluzie noi venim să spunem două lucruri. Unu, noi nu mai putem admite construcții neautorizate care pun în pericol viața, sănătatea și proprietatea cetățeanului. Și doi la mână, intervenția legiuitorului trebuie să fie preventivă astfel încât să prevenim aceste lucruri și să ne așteptăm întâi și întâi prăbușirea blocului, după care să plângem pentru viețile umane care s-au pierdut, pentru proprietăți, pentru bani sau pentru alte drepturi încălcate. Astea am vrut să vă spunem și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să ne le acordați. Da, ați vorbit despre un șir de încălcări și ați venit și cu anumite exemple. Eu vreau să vă întreb dacă cumva aceste noi prevederi din codul penal se vor fi aplicate retroactiv. Da. Din păcate, legea nu este retroactivă niciodată. Din păcate, spun cu regret, pentru că în municipiul Chișinău, de exemplu, nici până în prezent nu au fost luate la evidență terenurile sportive. În 2016, la inițiativa mea și alți deputați, am fost din diferite fracțiuni, în care noi am votat ca să nu poată fi construite pe terenurile de sport altceva decât terenurile de sport, să nu poate fi schimbată destinație, cu condiția că administrațiile publice locale vor lua la evidență aceste terenuri de sport, de exemplu. Vreau să vă spun că niciun teren din municipiul Chișinău nu a fost de sport, care sunt în curs, în primul rând, pentru că la asta se referea proiectul de lege, nu a fost luat la evidență nici până în prezent. De ce? Pentru că cineva vrea să construiască deci blocuri pe acele terenuri de sport, ceea ce spunea și colegul grădinarul, că se construiesc în spații verzi, se construiește deci în locul monumentelor istorice, se depășește linia roșie. Pentru mine este foarte important
da, că aceste terenuri de sport să-și rămână cu destinație așa cum a fost proiectată primele cartiere, da, pentru că în cadrul celor cartiere, așa cum au fost ele construite, da, au depășit ca termen de exploatare, dar în apropierea fiecărui cartier, deci era un teren de joacă și un teren de sport pentru copiii care locuiesc în aceste cartiere. Am elaborat atunci acel proiect de lege, din păcate, nici până în prezent, cum am spus, autoritățile, inclusiv și autoritățile de la Chișinău, nu au luat la evidență aceste terenuri. De asta spun, din păcate, legea nu este retroactivă, vom trebui să găsim soluții pentru aceste cazuri care sunt. Da, noi lucrăm și la un proiect de lege cum găsim soluții pentru aceste tipuri de clădiri care au fost construite, cum trebuie să întreprindem, ce trebuie să întreprindem, dar noi trebuie să prevenim. Pentru că aceste încălcări au avut loc din cauza că nu au existat anumite filtre de prevenire și de stopare acestor ilegalități, așa cum am menționat. Da, cum am menționat și domnul Grădinaru, trebuia mai întâi să întâmple ceva și după ce se întâmplă, se sezau instituțiile de drept. Deci noi ne dorim ca instituțiile care eliberează actele permisive, deci propriu-zis, dacă nu întreprind măsurile necesare ca să fie eliberate actele date, dar ele să fie posibil de tras la răspundere. Da, puteți să ne dați câteva exemple de pedepse pentru aceste încălcări care le-ați pomenit, de exemplu, depășirea regimului de înălțime, încălcarea regimului stradal și celelalte, care cel mai important care le-ați pomenit? Da, de principiu sunt trei tipuri de sancțiuni pentru asemenea încălcări. Deci, pentru persoanele juridice care este imposibil să aplici pedeapsa de privațiune de libertate, este sancțiune penală, este de peste 1000 de unități convenționale, de până la peste 1000 de unități convenționale. Pentru persoanele fizice, pentru infracțiunile săvârșite, pentru faptele săvârșite care sunt prevăzute de alineatele 1 la articolele care au fost prevăzute 275 cu indicele 1, 2, 3, 4, de regulă au prevăd termen de privațiune de libertate de la 2 până la 5 ani. La alineatele 2 și 3, de regulă, există termen de privațiune de libertate de până la 10 ani de închisoare pentru persoanele fizice. Și trei, există sancțiuni suplimentare pentru cei care dețin o anumită funcție sau desfășoară o anumită activitate și este măsură privind interdicția, stabilirea unei interdicții de a deține o anumită funcție sau de a o exercita o anumită activitate pe o anumită perioadă de timp sau pentru un anumit termen. Respectiv, această sancțiune este complementară. De la componență de infracțiune la componență e diferită, dar undeva aici sunt sancțiuni. Asta este unul și a doilea, dacă completez răspunsul domnului Carp referitor la anumite acțiuni, dacă pot fi sancționate fapte preventive. Eu, de exemplu, personal am discutat cu investitorii din cel puțin două exemple care le-am dat mai devreme, este vorba despre blocul de locuit din Cuza Vodă 5. Eu am fost nemijlocit la acea construcție și am vorbit cu reprezentantul investitorului și am spus, era încă la faza de săpare la etapa de, încă nici nu era fundația, încă la etapa de săpa groapa pentru temelii. Și atunci i-am prevenit că proiectul este cu încălcări și zic, nu construiți, după asta o să plângeți că ați făcut investiții și după asta nu puteți da blocul în exploatare. La care ei m-au ignorat total și continui să construiască. Astăzi am văzut că deja sunt apartamente în vânzare. Eu îndemn pe toți cetățenii care cumpără apartamente să se documenteze foarte bine din blocurile în care cumpără, dacă nu cumva aceste proiecte sunt cu încălcări, dacă au autorizație de construcție, pentru că s-ar putea într-un sfârșit să aibă surprize neplăcute pentru ei. Același exemplu cu complexul locativ de lângă grădina botanică. Ei știau tare bine, eu încă atunci eram în acea perioadă consilier municipal și i-am prevenit că o asemenea abordare cu așa o supraîncărcare a zonei este inadmisibilă. Însă ei tot și-au continuat, Ivan Ceban le-a eliberat autorizație de construcție și iată acolo se întâmplă acum lucruri care se întâmplă. Și de aceea spuneam că noi am venit și cu prevenții în limita în care noi ne-a permis legea. Dar acum încercăm să prevenim și prin alte instrumente, pentru că spuneam, am văzut că acest lucru nu funcționează. Oamenii încearcă să abuzeze de dreptul lor pentru a obține venituri suplimentare ilegale. Da, ar putea să sperie pe acești, nu știu, investitori sau firmele astea care construiesc aceste amenzi, pentru că ei, dacă sunt în acest domeniu, au bani, construiesc, investesc,
Ar putea să-i sperie și să-i oprească aceste amenzi prevăzute, de exemplu, care o să-i includeți acum, ca să nu se mai apuce de construit ce nu va fi în primul planific. Rând. Da. În primul rând, deci nu vorba doar de amenzi, și nu vor putea da în exploatare aceste deci clădiri și atunci pierderile lor o să fie mult mai mare decât, deci practic va fi o investiție fără recuperare. Deci nimeni nu dorește cumva să creeze probleme dezvoltatorilor. Noi ne dorim ca dezvoltatorii în mare parte să respecte anumite reguli, în bună parte se respectă, dar am zis că există și abuzuri care trebuie deci oprit. Ei construiesc în limita deci a regulilor existente. Dacă nu există alte reguli care interzic, desigur construiesc în limita regulilor care sunt. Ceea ce ne dorim noi, pentru că asta arată practica, anumite zone se aglomerează foarte mult. Noi vedem deci, de exemplu, din sectorul Ciocana, Rășcani, pentru a ajunge în centru astăzi, cu 10 ani în urmă, deci anterior era până în 200.000, pentru că veneau zilnic, pentru că veneau și din raioanele adiacente, vorbim Creuleni, Orhei, o parte din Strășeni. Acum, practic, s-a dublat acest flux, trecând dintr-o parte, deci în altă. Iar acest lucru s-a întâmplat prin aglomerarea, deci propriu-zis, a anumitor sectoare, fără a propune soluții, deci, propriu-zis, a rutelor între cartiere, nu s-au... Și acum acest proiect nu este doar pentru Chișinău. Da, în mare parte încălcări, desigur, se fac acolo unde interesele economice sunt mai mari, da, dar avem și alte localități în care aceste încălcări există. Eu înțeleg că se încearcă raportarea doar la municipiul Chișinău, dar însă în mare parte aici se întâmplă. Deci noi trebuie să ajungem în care să avem un plan urbanistic general în municipiul Chișinău, care se integreze deja și suburbiile, deci propriu-zis nu privite suburbiile ca parte cumva adiacentă, trebuie privite ca parte componentă a municipiului Chișinău. Și extinderea orașului deja nu trebuie să aibă loc doar în înălțime, așa cum se întâmplă acum, aglomerată în anumite locuri, dar această extindere trebuie să fie deja și planimetrică, deci propriu-zis. Așa că noi ne dorim ca aceste reguli să pună capăt anumite încălcări și anumite riscuri care pot să apară. Am spus că noi am avut exemplu nefericit din Turcia, în care nu s-au respectat în anumite orașe, pentru că sunt câteva orașe în care s-au respectat normele, nu s-au admis anumite încălcări și au rămas în picioare fără niciun fel de victime sau anumite pagube materiale, dar în anumite localități în care au fost funcționari care nu au respectat normele, am văzut orașe întregi care s-au prăbușit, iar noi nu ne dorim în Chișinău să avem pierderi de viețile omenești. Și pentru ca să nu fie percepută ca și o intervenție punctuală, am avut această intervenție complexă, ca să nu existe ceea ce spuneți dumneavoastră, să-i sperie sau să nu-i sperie pe anumite cetățeni. Legea pentru asta este ca să fie respectată de toți, creeze un cadru pentru toată lumea egal. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, dacă avem doi investitori, unul care plătește 1 milion de euro pentru hectar în municipiul Chișinău și construiește un bloc, 2, 3, 5, 1.000 de apartamente, hai să vorbim, și altul care construiește 2.000 de apartamente. Desigur că cel care va încălca și va construi 1.000 în plus va avea venituri mai mari, comparativ cu cel care a respectat legea. Și suntem în situația de inechitate. Da? Deci cel care respectă este în defavoare. Și atunci toți sunt tentați să încalce. Acum când vom stabili reguli clare pentru toți, toți trebuie să respecte și atunci toți vor fi în premiză să respecte și să aibă aceeași concurență. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, noi de asta și am avut o intervenție complexă. Noi am luat procesul cap-coadă. Deci, 1. Proiectarea. 2. Autorizarea. 3. Construcția. 4. Darea în exploatare. Deci, tot complexul. Dacă cel puțin unul din responsabili de la aceste etape își va face lucru cinstit, nu va fi corupt, nu va încălca, acest lucru va fune capăt acestor lucrări. Pentru că ca tu, ipotetic, să știi că vei finisa cu bine această construcție ilegală, trebuie să fii sigur că vei corupe întâi un proiectant care va vrea să-și asume răspundere penală de până la 5 ani, cel puțin, stare la pușcărie, va trebui să te asiguri că va exista un funcționar public care va elibera autorizații de construcții cu încălcări, care va risca la fel până la 5 ani de pușcărie, după care trebuie să te asiguri că ai și o companie de construcții care este gata să-și suspende activitatea sau să răspundă inclusiv material. Și respectiv trebuie să te asiguri că cei care participă la recepție, iarăși, vor fi gata să riști cu până la 5 ani de pușcărie pentru ca să
semnezi această recepție. Respectiv, dacă nu ai această certitudine, nu are rost să mergi în acest proces. Respectiv, din acest motiv, eu cred că intervenția noastră va avea succes și va preveni în continuare apariția acestor fenomene. Da. Mulțumim. Da. Nu sunt și alte întrebări. Deci pentru faptul că ne-ați permis să aducem la cunoștință cetățenilor despre prevederile legale și, cum am spus, ele vin să pună capăt anumitor acțiuni ilegale, da? Și să pună niște norme pentru toată lumea despre felul cum trebuie să construim și construcțiile noastre să fie în siguranță. Mersi. Mulțumesc, Vasile.